Disputele au continuat în ședința de Consiliu Local. De data aceasta, paza stadionului municipal a ridicat probleme când a venit vorba de aprobarea proiectelor de pe ordinea de zi. Consilierii din opoziție nu au fost de acord cu suplimentarea pazei cu încă două locuri. Asta după ce au trecut câteva luni de la demararea lucrărilor. Cu suplimentarea pazei la stadion nu am fost de acord pentru că n-am înțeles exact de ce este nevoie de acele două posturi de pază taman acum. Adică lucrările au fost începute de foarte mult timp la stadion. Dintr-o dată, hodorontrou, ne-am trezit că mai e nevoie de două posturi de pază. De ce? Nu a explicat absolut nimeni. Și consilierii PMP au votat împotrivă, neînțelegând de ce trebuie suplimentată paza la stadion. Noi am dat în grijă societăților care se ocupă de demolare să execute aceste lucrări, nu? Păi intră în atribuție lor să facă pauză. Sau ce facem? Mergem noi să-i păzim ceea ce de fapt le-am dat lor. Și mi s-a părut o risipă să mai angajăm pe cineva ca să facă pază. Asta a fost simplu. Deci ca să mă înțelegeți. Da, este până la finalizare, care nu știu cum va finalizarea. Deci ce facem? Le mai dăm un paznic celor care le-am dat și lucrarea? Pentru cât? Pentru un an? Pentru doi? Cu toate acestea, proiectul a trecut cu votul majorității.